Salutare tuturor! Astăzi avem o temă de discuție care a propus-o Igor Staver. Nu știu, duminica mai dori cineva așa o temă să discute sau... Dar vă rog ca să puneți, să scrieți întrebările și vom răspunde, fiindcă Igor este un specialist în acest domeniu. Și ne-a spus că chiar există și o formulă la tema cum scăpăm de credite și datorii. Așteptăm ca Igor să se contacteze. Da, domnul Igor, dacă mă auzi, îți mai trimit o dată invitația sau? Dar... Eu am uitat să-mi pun creștele și mai tin că am vorbit așa, păsărește. Bună seara! Bună seara, ați vorbit, v-am auzit. Bine ați vorbit. Aha, microfonul este și la picioare oprins. Cum scăpăm de credite și datorii? Totuși, uite, aș vrea să te întreb dintr-o dată, există o formulă și ceva? Ești specialist în acest domeniu? Aș începe cu aceasta. Există o metodă cum de scăpat de datorii și credite. Adică nu este experiența mea personală, este experiența mentorului meu, Seth Mrod Avlatov. Poate cineva a auzit careva video pe YouTube urmărit sau filmul Adina Milionul urmărit. Seth Mrod Avlatov este business trainer, este multimilionar, proprietar a 24 de afaceri și cu 10 ani urmă dumnealui a intrat într-o datorie 174 de persoane și la 4 bănci era dător, în total 2.339.000 de dolari. Și el era, cum spune, milionar în datorie. Da, milionar în datorie. Chiar este istoria dumnealui în care povestește că la 27 de ani a devenit liber financiar, a devenit liber financiar. Asta ce înseamnă? Adică că câștiga atât cât dorească, de 3 ori mai mult decât cheltuia, ca sumă dorințelor luată în loc. Și la un moment dat a fondat Centrul Internațional de Dezvoltare Umană, SAMO, în capitala Bishkek, în Kazahstan, și a dus un american din America ca să țină traininguri. Și acest american a început paralel să strângă și o programă de investiții, demonstrând oamenilor care au afaceri în Ucraina, restorane, are diferite imobile, magazine și au început să îndemne oamenii să investească. Și s-a întâmplat așa că în 2008, când s-a început criza sau când a fost criza cea mare, acest business trainer multimilionar a dat faliment. Și toți oamenii au venit la Semrod Avlatov și au început a cere datoria. Deci, ca fiindcă dumneavoastră l-ați adus din America, noi am avut încredere în dumneavoastră, fiindcă Avlatov tot a investit la dumnealui. Și oamenii au început să ceară datoria de la Avlatov, deci noi dumneavoastră vă cunoaștem. Și astfel el s-a nimerit în datorie la 174 de persoane și la 4 bănci. Ca să scăpi de datorii, o înțeles că dacă merg la salariu, adică să lucrez, asta posibil nici eu, nici copiii, nici nepoții mei n-o să întoarcă așa datorie. Și el atunci s-a amintit o frază de la Rockefeller care spunea, și dacă îți trebuie bani, fă business. Dacă îndeoseb nu ai bani, fă business. Dacă foarte urgent îți trebuie bani, și cu urgent trebuie să faci business. Și a început să deschide diferite afaceri,
hotele, au deschis chimicisca, au deschis 27 de magazine, au plantat un fel de au plantat chipieri, în total 13 afaceri au avut și niciuna nu a mers, fiindcă tot intra în datorii și în datorii. Da, dar asta cum au pornit afacere, mai ales 13 întreprinderi, când n-avea bani? Era dator. Iată, eu una, de exemplu, îți pornesc că-s bună și... O găsea proiect, a dorit ca să facă hotel. De exemplu, 50.000 de euro investiția. El găsă o altă persoană, un partener, și spune ea că afacerea costă 50.000 de euro, tu pune 25 și eu 25. Și împărțim venitul la jumătate. Fiindcă 25.000 nu avea, găsă un alt partener și spune ea că eu cu dâns m-am înțeles 25 la 25. Hai tu pune partea ta 25 și acela spui partea lui 25 și eu fac lucru și din venitul de la această afacere împărțim venitul. Numai că s-a întâmplat așa că a început, adică a luat un hotel, a început reparația, până la urmă nu a reușit ca să-l dă în exploatare acel hotel și a constatat că dacă prelungește dumnealui treaba asta, mai mult intră în datorii. Și să ridici prețul la etapă hotel. După etapă, da, etapă după etapă, dumnealui a inventat o metodică care acum ajută foarte multe persoane ca să iasă din datorii și din credite. Mai mult de 10.000 de oameni deja s-au eliberat din datorii, unii dintre ei fiind în datorii au ajuns să fie milionari. Datorită la metodica lui de asta, el și-a scris cartea Daghi Tait na Glaza și a făcut training Daghi Tait na Glaza, adică datoriile le pierd în fața ochilor. Și foarte mulți oameni se eliberează de datorii după metodica sa. Prima, ca tare și la noi, foarte mulți oameni trăiesc în datorii, în credite. Prima cauză este că foarte ușor a devenit accesibil de a lua un credit sau dorești ceva careva bun, fie magnetofon, fie dorești telefon, fie dorești notebook sau dorești automobil, este foarte accesibil, chiar cu buletinul te duci și îți dea credit. La început te bucură, dar după care când trebuie să achită ratele, ajunge să întâmplă așa în moment că cheltuieli la noi sunt stabile, dar venituri sunt instabile. Apar careva situații, fie îți îmbolnăvești copilul, fie apar alte cheltuieli, nuntă, cumătrie, trebuie să cununi pe cineva. Și cu timpul se întâmplă așa că nu ai posibilitatea ca să achiți. Și atunci oamenii ce fac? Adică prin ca să discurce cu creditul ăsta, fiindcă bani n-a joc, mă iau un credit. Și mă iau în datorii de la cineva ca să achite ratele. Și astfel ajung în șanță datoriilor. Adică iau bani în bancă. Din altă parte să dă în altă. Iau din altă parte ca să dă în altă parte. Și așa ajung să aibă foarte multe datorii. Ceea ce nu-i corect. Așa? Da, ceea ce nu-i corect. Că tare adică cum se întâmplă. Adică bănci să iei la o bancă, la două, trei, patru. Da, nu-i corect. Că tare de și oamenii ajung în datorii. Adică asta este dorința de a trăi mai bine. Iată-și de ce cine a furat, furat miliardul, a știut că sfori mult și gine. Să nu mai ducă la două, trei bănci. Da, continuă. Aș vrea o puțină publicitate. Cine nu cunoaște pe domnul Igor Staber, este un polițist, fost polițist cu cap. Așa că s-a dat într-o firmă care o să devie în curând milionar. Da, bună publicitate. Da, așa să fie. Deja mi-am făcut planul la 1 milion. Asta nu e așa de complicat. Tot lumea gândește că să devii milionar, asta trebuie să pornești, adică o corabie cosmică, să o trimiți, adică în cosmos, dar nu e așa de complicat, adică asta înseamnă doar să obții mai multe rezultate.
E ca fiecare în domeniul său, dacă obține multe rezultate, asta înseamnă că e campion în domeniul său. Este analogic ca ce înseamnă în gândire de milionar. Adică trebuie să vezi de la mic la mare sau când vezi de la mare la mic. De exemplu, poți observa că oceanul este făcut din picături foarte mici de apă sau poți observa că muntele este făcut din scoci foarte mici. Adică leuț cu leuț, dacă aduni, s-adună milionul. Ajunge doar un singur dolar ajunge ca să devii milionar. Un singur dolar, dacă corect, adică începe a conduce, ajungi milionar. Da, și principalul să nu fumezi, nu servești băuturi, tot economie. Da, că sunt și care sunt milionari și care servesc băuturi, și narcomani și toxicomani care și servesc. Kvasov. Așa. Așadar, oamenii nimeresc în datorii deoarece îi doresc să trăiască mai bine ca alții. Îi doresc să câștige mai mulți bani și încep a deschide afaceri, îi doresc să călătorească, îi doresc să îmbrace haine mai scumpe, îi doresc tehnici mai scumpe și astfel ei ajung să trăiască în datorii. Adică prima cauză este că îi hotăresc să trăiască mai bine ca alții. Adică asta e prima cauză care ajung oamenii în datorii. Salutăm pe toți și care ne scriu acum, Vaniușa Medvețchi, doamna Valentina Geamăn, iată omul anului 2021, așa că ne bucurăm, doamna Valentina, că sunteți prezente, ne ascultați. E un curs foarte delicat aici și totodată ne scrieți întrebări la cum scăpăm de credite și datorii. Avem un specialist tare bun. Eu o să fiu azi numai cu publicitatea. Așa, mulțumesc! Foarte bine, bună seara, doamna Valentina. Adică cum se întâmplă, de exemplu, omul lucrează și câștigă salariul 5.000 de lei și el hotărăște, vede că venitul, adică crește, de exemplu, vede că descurcă bine la acea sumă și dorește la un moment dat ca mai mult să câștige. Și face, adică dorește, hai eu să mă ocup cu afaceri, careva afaceri ca să câștig mai mult. Și odată, adică poate perioada de timp adună careva sumă, după care începe o afacere. Și ca tare ce se întâmplă? Că la început acea afacere asta începe, adică să smargă, adică așa se merge o creștere. O creștere. Și asta inspiră, începe să lucrezi mai mult, vezi că banii vin, ca la un moment dat să înceapă o descreștere. Și că anume când este momentul ăsta de descreștere, omul își aduce amintea că și la mine a fost bine, adică s-a început bine afacerea. Și tot începe, adică a spera că afacerea se dezvolte mai departe. Și, de exemplu, dacă nu ajunge finanțare, el se gândește că undeva să-mi ia datorii, undeva să-mi ia un credit ca să din nou să ridice. Doar și aduce aminte că a fost bine la mine afacerea. Și luând dintr-o parte, adică din alta, careva datorii, careva credit, încep tot mai adânc și mai adânc, adică să intri în șansul datoriilor. În jur de 80% ca tare se întâmplă cu asta. Din punct de vedere spiritual, ca tare ce se întâmplă, adică dacă hotărăști, adică ca și cum este un fel de ispit, adică ai hotărât mai bine să trăiești, adică poftim, adică ești, demonstrează dacă ai capacitate. Din această afacere că nu merge pe roate, cum s-ar spune. Lumea acum n-au bani, cum se spune. Când dacă e momentul? Timp de șase când am faliment sau... Nu. Dacă timp de 6 luni de zile nu a demonstrat o careva creștere. Adică trebuie să ținem controlul la cifrele noastre. Adică dacă afacerea timp de 6 luni de zile nu a demonstrat, adică creștere, atunci trebuie de închisă. Fiindcă altfel, adică noi intrăm în mai mare și mai mare datorii cu ea. Timp de 6 luni de zile trebuie, ca tare cum se începe afacerea, adică 6 factori trebuie verificați. Prima, adică trebuie pe produsul să fie testat, a doua, produsul să fie cerut de populație, a treia, echipa trebuie să fie pregătită, a patra, conducătorul trebuie să fie pregătit, adică să poate conduce echipa, să poate conduce afacerea. A cincea, trebuie sistema să fie corect organizată.
Și așa să, și totul se începe cu marketing, adică deodată se face marketing la de văzut, dacă este necesar produs ce la în piață sau dacă nu este necesar. Adică de făcut un marketing de văzut care este necesitatea acelui produs. Eu așa am impresia că vorbesc cu domnul fost prim-ministru Vasile Tarlev. Nu sunteți frați, ceva rude? Nu, nu. Da, prima ce ar trebui, adică, fiecare om să conștientizeze atunci când are datorii credit, este să-și dea seama că el, în primul rând, a luat aceste datorii sau credite. Fiindcă mulți nu-și dau seama de asta. Să gândească că acestea, de acest credit, adică doar eu am primit, adică hotărâri ca să-l iau, sau această datorie eu am primit hotărâri ca să-l iau. Când începi a analiza, îți dai seama că toate deciziile, hotărârile care au dus la tranșatul ăsta de datorii, aceste datorii care s-au adunat credite, îți dai seama însuși creierul tău o primit hotărâre de a le lua. Adică nu altcineva, nu vecinul sau nu altcineva, dar creierul tău a luat decizie ca să le ia. A doua, trebuie de luat decizia ca mai mult datorii din o luat. Adică oricât de greu, trebuie de gândit cum de creat piața de desfacere, cum de creat careva produs care de dat oamenilor. Ca tare aici este o deosebire între gândirea oamenilor bogați și gândirea oamenilor săraci. Acei care oameni care gândesc sărac, atunci când nu au bani, se gândesc din undeva să împrumute sau din undeva să ia un credit, dar oameni bogați întotdeauna când nu au bani, ei se gândesc ce valoare pot aduce lumii, adică ce bun sau servici prestez oamenilor, ca în schimb să primesc bani. Adică ei se gândesc cum să creez valoare oamenilor, adică să iei bani din piață. Fiindcă în piață, adică în lume, banii niciodată nu se termină. Banii au fost înaintea noastră, sunt timpul nostru și o să fie după. Noi, ca tare, doar temporar ne folosim de ei. Și de ce cele, totuși, când te oprești, am să cuteți și eu să te întreb, de ce cele mai bune gânduri se ivesc în noaptea sau în somn sau la 20 30 spui că iată, așa trebuie să fac sau așa? Știți, o perioadă de timp am practicat, am întâlnit asta în trainingul Strategie de gândire a oamenilor bogați și săraci, tot condus de către mine într-un meu semn Roda Vlatov. Și am practicat de a mă trezi la ora 3 dimineața. Și atunci luam stilou, foaia, timp de vreo 30-40 minute, îmi vedea niște idei geniale, le scriem, după 40 minute încetau să mai vie. Careva idei mai venea și apoi o uitam și câteodată ne-o aminteam, dar câteodată nu. Și eram impresionat că în timpul zilei, citind acele idei, rămâneam uimit. Cum așa? De unde? Dar s-a demonstrat științific că la ora 3 dimineața, viteza creierului este cea mai înaltă, adică de 4 sau 5 ori este mai înaltă. Că tare acolo se socoate în herț, nu știu, am uitat cifra, adică herțelor, dar viteza creierului cel mai rapid este la 3 dimineața. Apoi este adică de la 3 la 5, de la 3 la 5 și apoi începe adică altă perioadă. De aceea cei mai de succes oameni se trezesc până la ora 5 dimineața, care se trezesc până la ora 6, deja adică mai puțini de succes, dar care după ora 7, deja adică viața e pierdută. Dacă trezești câteva săptămâni după ora 7, deja simți că te duci spre degradare. Cam asta e constatarea specialistului. De exemplu, jurnaliștii mai mult noaptea lucrează. Și alte persoane, nu numai jurnaliști, dar asta e bine când noaptea, stinge noapte pe zi. Poftim, încă o dată întrebare că... Asta e bine ca să nu dormi nopțile, măcar că vin idei și așa mai departe, dar știți, somnul e somn.
Știți, înainte eu nu știam corect, fiindcă sunt oameni care spun ei sunt ca vulpea sau ei sunt ca bufnița, sunt indiferite, adică cineva să nu e activ seara, cineva să nu e activ dimineața, dar în sfârșit am aflat răspunsul corect. Trebuie să corespunzi naturii, adică când apune soarele să te culci și când răsoare să te trezești, adică să fii în armonie cu natura. La asta concluzia am ajuns. Adică dacă te culci mai devreme, te trezești mai devreme. De asta poate bunii noștri cu timpul au înțeles asta. Și noi ne râdem de ei acum, adică tineri, că uite că se culcă odată cu găinile. Dar pe ei vedem, adică la ora 3, la ora 4 dimineața îi trezești și energie. Și, de exemplu, bătrânica aceea, dacă e primăvară, au luat sapă, s-a dus la prășit, adică lucrează, e în plină energie. Se vede că e cu timpul au înțeles asta, că dacă ești în armonie cu natura, atunci bine trăiești. Consider că corect. Că la serviciu să fim la 8 sau la 8.30, care și cum începe acolo. Dar sunt persoane care tot au studiat mult până au devenit, iată, cum președinți. Și la ce ori vă pare că vin la lucru? La orele 1. Iată, Putin, dacă să iau exemplu, la orele 1 vine la lucru ziua. Și apoi ține energia asta tot până la 3-4 de noapte. Adică lucrează în timpul ăsta. Interesant. Depinde câte ori se odihnește, consider că, de exemplu, Tony Robbins se odihnește 4 ore pe noapte. Adică știu de mentorul meu, Semnă Davlatov, 6 ore. De exemplu, eu am un regim de tot 6 ore, de la 11 la 5, de la 5 dimineața, mă trezesc cu sport. Dacă ne uităm, din a fost, eu de 2 ani de zile mă trezesc la ora 5 dimineața și vă spun de unde. M-am inspirat, a fost o perioadă de timp un video pe YouTube al lui Vlad Plahotniuc, în care arăta că lui se trezește la ora 5 dimineața, merge la sala de sport, face sport, după care își planifică ziua, după care alte activități. De la video acela dar nu 2 ani, chiar 3 ani urmă, mă trezesc la 5 dimineața. Că de atunci mă trezesc la 5 dimineața, fac sport, am timp ca să-mi planific ziua, că jumătate de oră sau o oră citesc. E ca până la ora 7, dar la ora 7 se trezește soția, copiii, dar am alte activități. Am grijă ca să pregătesc dejunul. Și în acest timp de 3 ani de zile, adică au, zicem, 3 sau 4 zile în care eu n-am respectat asta de a nu mă trezi la 5 dimineața. Adică ne-am făcut o obicei. Obicei că tare conformează dacă 21 de zile face o careva activitate, ea devine obicei. Dar dacă o zi te trezit la ora 7, a doua zi tot la 7, a treia zi tot la 7, cu timpul încep dar la ora 7 să te trezești. Iată, mult și ajută fiindcă am și eu ceva care am învățat de la dumnealui, la telefoane, când nu vrei să râdi ceva, nu a fost de găsit. Nu râdi și asta, și așa ușor hotărăști întrebarea ceea ce nu-i corect. Pe urmă, oricum, persoana ce te găsește, trebuie să râdi receptorul, dar vezi ori la televizor, zăm cum spune, nu a fost de găsit. Interesant. Nu știu, poate unii oameni vorbesc, adică de rău dumnealui, dar eu m-am impresionat. Chiar din acel video am scris mi-am notat, adică vreo 3 foi jumătate, adică ce inspirație, adică am primit din acel video. Felul cum sunt aranjate hainele, cum sunt aranjate pantofii. Felul, adică că este colecționer, că faptul că a citit multe cărți, chiar și tablouri care sunt pictate, adică povestea despre ficiorul sau bunicului că sunt pictate, asta înseamnă că arta, asta înseamnă talent, asta nu înseamnă adică că simplu, adică s-a luat tot așa, toate iar. Da, dar și să dirijezi atât asta tot trebuie cap aici. Da, de asta e muncă. De bani de împrejur tot să fie râs.
Da. Și altceva ce am fost impresionat, adică pe el o constituție, cum arată corpul, adică este pregătit fizic, asta înseamnă că și adeverește faptul că creierul nu poate funcționa corect în cabine, fără ajutorul corpului. Adică ca să lucreze creierul bine, trebuie să ne ocupăm cu sportul, adică corpul ajută creierul ca să gândească mai bine. Și iată de atunci, adică mă trezesc la 5 dimineața, practic sport, îmi planific ziua, îmi planific săptămâna, că tare îmi planific de vineri. Vineri îmi fac planul pe întreaga săptămână. Planific toate, adică întâlnirile, convorbirile, ce am de făcut în cursul săptămânii viitoare. Și, iar în fiecare zi îmi fac planul. 10 minute îmi fac planul și fiecare oră, adică fiecare pe minute, pe oră, îmi notez ce am de făcut. Și după o perioadă de timp am observat că exact așa cum am scris în plan, așa se îndeplinește. Câteodată careva activitate, nu vreau mult timp să o îndeplinesc, dar dacă o scriu în plan, chiar dacă nu vreau, nu știu cum se aranjează așa universul, chiar se îndeplinește. Persoana care de mult trebuia să o găsesc, adică singur mă sună sau mă întâlnesc cu ea să fie activitate. Noi vorbeam de datorii și credite. Nu, atât. Dacă Vorbim ai ceva, de datorii, de credite. ferestruici, de exemplu, ai bronate acolo, de exemplu, o întâlnire. Le încalci totuși sau nu te programezi pe ce ești zi? Încă o dată întrebare, că n-am... Iată, de exemplu, toți programează, au așa ferestruici, cum acum e la modă, spunem, iată, până joie viitoare la mine tot e plin ferestruicile astea. Dar cineva poate apare urgent și trebuie schimbat astea. Cum ieși din situație? Le lași pe toate și pleci sau totuși îl programezi, de exemplu, pe vineri deja? Încalci așa grafic sau... Am avut echipă de meșteri care făceau în apartamente și atunci când mă urgent, îmi trebuie una sau alta, eu zic că vin ai viaz la noi. Sincer, spun, eu n-am planificat azi. Cam asta, adică. Că tare, nu știu dacă știți, este prin diferite cărți așa formulă de activități urgente, activități nu urgente, importante, neimportante, dacă s-a auzit așa cadranul Eu timpului. asta am vrut să vă duc. Da. Da, privitor la cadranul timpului, acolo este categoria A, adică activități importante, categoria B, neimportante, categoria B importante și nu urgente, categoria C urgente, dar nu importante, și categoria D este nu importante și nu urgente. Anume, la categoria A nu trebuie să avem careva activități, adică importante, adică, de exemplu, din timp noi trebuie să achităm energie electrică, din timp noi trebuie să achităm creditul, dacă vrem la bancă, că nu devine adică importantă și urgentă. La categoria B, adică sunt activități care noi le facem din timp, ca să nu devie urgente, și categoria C sunt acele activități urgente, dar nu importante, adică urgente pentru altcineva, dar nu importante pentru mine. De exemplu, dacă sora m-a rugat, du-te urgent și ia geanta de la gară, asta pentru ea este importantă, dar nu pentru mine. Că tare și ce trebuie făcut cu activitățile astea? Adică trebuie de delegat, adică delegăm altor persoane. Delegăm altor persoane sau găsim cineva sau amânăm. Exemplu, din practica mea, eu amân. Eu am planificat, eu amân. Haideți să trecem la datorii și credite. Poate lumea așteaptă soluția. Vorbeam, adică prima, adică trebuie să conștientizăm cu noi singuri tema aceea care luăm creditele. A doua, trebuie să luăm decizia ca mai mult credite sau datorii să nu luăm. A treia, trebuie să ne gândim cum să putem câștiga acești bani din piață, de la oameni.
Și dacă aveți datorii sau credite, foarte mulți oameni adică nu fac, dar începeți adică face lista tuturor oamenilor cărora sunteți dători. De exemplu, dacă sunteți dător la careva persoane, scriți familia, numele și suma. Familia, numele și suma. La fiecare persoană, familia, numele și suma, să aveți în față această listă. Ca tare când întreb oamenii dacă vreodată au făcut, adică lista dotărilor, absolut toți răspund că nu au făcut, că țin în cap. Țin în cap, că e dător lui Maria sau e dător lui Vasilie sau e dător lui altcineva. Prima trebuie să facem lista datoriilor, adică a patrulea pas mai întâi, că am menționat. A cincea trebuie să luăm decizia, asta e cel mai important, să luăm decizia ca să întoarcem aceste datorii. Fiindcă atât timp cât nu iei decizia de a întoarce datoriile, venitul nici nu vine la tine. Cum iei decizia să întoarci, automat începe și universul să te ajute. Asta e un pas foarte, foarte important. De a lua decizia ca să întorci datoria. Și nu contează care este suma. Adică faci lista persoanelor, tuturor persoanelor, scrii sume, după care scrii băncile. De exemplu, la faci așa într-o tabliță, într-un Excel, băncile aparte, în primul rând la bancă s-achită, fiindcă rata la bancă este fixă. După care, din suma care rămâne, trebuie să împarți la fiecare câte, în mod egal, suma care rămâne. De exemplu, tablița se numește Dalghita aici în Aglaza, datorii se pierd în fața ochiului. Puteți să găsiți pe YouTube această tabliță. Ori, Catar este pe YouTube, un 3 videouri gratuite din partea mentorului. Cum scăpi datorii și credite, în total 3 ore. Deși trainingul are 6 ore în total. Adică dacă doriți ca să înțelegeți în detaliat cum de scăpați datorii, trebuie să procurați acest training. El costă în jur de 80 sau 100 de euro. Că poți plasezi link-ul de pe... Am să văd dacă se primește așa, da. Link-ul de pe YouTube la acest video. Nu s-a primit ce am vrut eu. Nu. Jos pe urmă să-l să... publicăm, acum nu. Acum nu, bine. Și ce să mai întâmplă? Când ești îndatorit și iubești ca să fugi de aceste persoane. De exemplu, nu răspunzi la telefon sau începi să te ascunzi. Când te întâlnești pe drum, o iei pe altă stradă. Nu vrei să te întâlnești cu acea persoană. Fiindcă simți un fel de rușine, de îndătorie. Altceva ce se întâmplă dar că... Asta rușine se numește, mi-ai spus odată, falsă sau... Așa? Ce se mai întâmplă că... Cu oamenii care, la care sunteți datori, ca și cum au un fel de putere asupra ta. De exemplu, ei își permit să te înjosească, permit să te amenințe, să te umilească. Adică este analogic, de exemplu, posibil cândva să dai datoria, dar puterea asta rămâne. Este ca și cum dacă îi tăia cu cuțitul, adică apa să ia la loc, să reface la loc, dar dacă îi tăia fața unui om, adică rana se prinde, dar oricum semnul ăsta rămâne. Tot așa e și cu datoriile. Când iei în datorie, automat acel persoană apare puterea asupra ta. Posibil să observați din experiența asta, este că datoriile adică au o istorie. Dacă vă amintiți atunci când era perioada... Când erau robi, să zicem, cum deveniai rob? Dacă luai careva datorii și dacă nu întreceai la timp, ajungeai să fii rob. Iată, asta chiar e interesant. Nimeni nu știe de unde se iau robii ăștia. Corect ai spus. Da. El era țăran liber, el era țăran liber și avea soție, avea copii,
după o perioadă de timp, adică lui trebuiau careva cheltuieli, sunt împrumutat de la cineva și fiindcă nu putea să dea datorie înapoi, el ajunge să fie rob, adică să fie luat rob, dar robul nu avea niciun drept, adică el putea fi vândut, putea fi o secundă, putea fi vândut, putea fi pus la muncă, vite, o secundă, da, da. Putea fi el pus la diferite munci. Și iată situația asta de ca robie, adică se manifestă și în ziua de azi, atunci când e în datorie, acea persoană își permite ca să te înjosească, își permite ca să te ia la lucru, adică vrei, nu vrei, tu te duci și lucrezi la el pentru că ești în datorie. Ce copiii mei, da. De aceea trebuie de făcut un plan și de dat, adică cât de puțin, dar de dat. De exemplu, dacă primești salariu 6, zicem, 5.000 de lei, dacă primești salariu, să zicem, 1.000 de lei a achitat rata la o bancă, altă 1.000 a achitat rata la o bancă, suma care a rămas 3.000 de lei, trebuie să împarți egal la fiecare persoană. Și nu contează care este suma, adică cuiva poți să fie 20.000 de tot, cuiva 50.000, cuiva 1.000, la toți dai, de exemplu, dai la început, poți să dai la fiecare câte 10 lei. Dar îți menționez în această listă ca el să primească 10 lei și să semneze că a primit. Asta ca în mod de legiferare activității. Căci în acest caz ești protejat, adică legea te protejează pe tine, chiar dacă mergi, adică dacă mergi în judecată, adică legea te protejează. Tu demonstrezi că, ia, că eu am intenție de a întoarce datoria. Adică doar dacă te fi legiferat asta. Fiindcă dacă nu legiferezi, dacă omul nu semnează că a primit banii, dacă se adună 2-3 și scriu cereri pe tine, adică poți fi atras la răspundere ca extrucherie, Se întâmplă cu unii persoane așa că o împrumuta de acolo, de dincolo, după că, adică sunt diferite motive și fiindcă nu legiferează asta cu timp, adică sunt adică atrași la răspundere ca excroc, adică începe a scrie oameni, să adune, să scrie plângere și după care adică urmează procedura. Procedura adică legală ca de trage la răspundere, fiindcă a măgit lumea. Ca să nu se întâmple asta, trebuie de legiferat. Adică noi întoarcem, chiar dacă întoarcem câte 10 lei la fiecare, ei trebuie să semneze. După care să vină timpul când venita să mai mărească, întoarcem câte 20 sau câte 100 de lei. Dar principalul să începem. Odată ce începem, venitul începe să crească. Totodată oamenii încep a fi nemulțumiți, a se înrăi pe tine, fiindcă doar ești dător, le-ai cauzat careva suferință. Și încep să te suni, să te înjosească, să te... Ei ca tare, știi, de exemplu, ridici receptor și îi spui ca mâine să întorci datoria. Azi nu o să primești să întorci datoria. Tu spui poi mâine sau săptămâna viitoare. Iar săptămâna viitoare fugi deja, adică nici nu mai răspunzi la telefon sau închizi telefonul. Și oamenii mai tare se înrăiesc pe tine, ca pe cel care este în datorie. Și îi gândesc așa, nu de ajuns când este dător, dar încă și mă amăgește pe mine. Adică cum corect ar fi de rezolvat problema asta? Cu datorie îi spun de ce la bani ce ei ajuns? Da, 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 exact așa. Cum corect de făcut sau cum a făcut mentorul meu, dumnealui eu o înțeles după o perioadă de timp. Deci oamenii ăștia, adică mă sună, mă deranjează, adică ce se întâmplă cu ei. Și el a ajuns la concluzia, fiindcă oamenii n-au informații, adică odată ce oamenii n-au informații, ei să ne liniștesc, adică intră în sfat. Și el s-a gândit așa, zice, hai noi invers să facem, adică noi de acum pe ei să-i sunăm. Și-a chemat toată administrația, adică care avea acolo 4-5 fete, le-a cumpărat câte o oglindă și le-a pus în față și i-a dat lista cu 174 de persoane și cea ca voi în fiecare lună sunați-i și spuneți-i că să-i mă rog, Vlad, vă este dător,
Noi ne ocupăm de datoria sa, în scurt timp vă întoarcem datoria. Și, dar de ce în oglindă? Fiindcă atunci când vorbești, adică cu tine în oglindă, începi să te zâmbești, să ai atitudine pozitive. Și trebuie să fii foarte calm, adică chiar dacă oamenii răcâneau, adică îți fau la dâns și la început, adică așa cum îi bătea tocul, adică dar după care i s-au deprins. Ei timp de 3 luni de zile au sunat la oameni și au promis, iaca, bună ziua, bună ziua, Maria, Maria, noi suntem de la Semenod Avlato, din lui vă iese dător cu bani. Iată, noi vă sunăm ca să spunem că noi de grabă să vă întoarcem datoria. Și pune receptorul. Sau urau zi bună și așa mai departe. Este un banc, spune că soția cu soțul nu puteau dormi noaptea. Soțul întreabă, și nu dorim, da. Spune, deci că ea că nu pot dormi, că mâine trebuie să-i dau bani și n-am la vecin. Ei, ce-o spus? Că, deci că da, sună, acum aș las, nu poate dormi el când o să-i dai. Da, exact așa. Și cum a făcut timp de 3 luni de zile, ei doar au sunat și au promis că o să întoarcă datoria. După 3 luni de zile, au început a întoarce câte 100 de dolari. Da, câte 100 de dolari au început. Adică suma era mare, câte 2 milioane și ceva. Era cineva care avea 150 de mii dolari, cineva 10 mii. Și la tăți egal au început a întoarce câte 100 de dolari. Și fiecare se semnau. Dumnealui recomandă atunci când sunt puține persoane, ca personal putem să-i sunăm. Dar cel mai bine să găsim adică altcineva să sună, adică fie ficiorul, adică fie cineva, decât persoana care este datoare. Adică fiindcă ei au emoții negative față de tine. Dacă ne sună altcineva, acela cineva doar nu este dator. Adică el îi spune că doar nu eu am luat banii, ea ca cine a luat banii, dar eu te sun și te anunț dumnealui lucrează și o să-ți întoarcă datoria. Și în felul ăsta oamenii se liniștesc. În jur de 70% din oameni îi se liniștesc. De ce? Fiindcă iau informația. Fiindcă ei văd, adică că tu te îngrijești de ei. Adică când a fost bine, adică ți s-a trebuit, tu te-ai dus, hai te rog, adică dă-mi împrumut în bani. Dar acum când trebuie să-i dai înapoi, tu începi să fugi, începi să mai departe să cauzezi suferință. Și de asta încep să răiască. Și ca să simtă o atitudine grijulie, adică față, să simtă această atitudine, adică trebuie să, invers să-i suni. Și după vizite permanente... Dar niciun permanent... nu pe aceste persoane să ducă datoriile. Am avut și așa cazuri că trimitem 2 bani, de exemplu, o persoană ce noi ducei cheltuiești când mă întâlnesc acea persoană, iarăși te întreabă. Spui că i-am transmis iată prin asta. Nu mi-o dată nică. Asta trebuie să știi și cui dai. Da. Am știți cum a făcut ei. Vin eu, ei sunau, după care la oameni spun eu, cea că veniți în birou ca să vă primiți datoria. Și oamenii vin eu în birou, ei deschid eu acea agendă în care întrebau, cum familia ta? Și spunea acolo familia și începeau să scade, adică să caute pe listă așa. Scaute pe listă, adică dă următoarea foa, iar scaute listă, fiindcă erau 174 de persoane. Și în timpul ăsta ce se întâmpla în camul și ăla? Da, într-adevăr, sunt datorii, sunt foarte mari datorii, dacă e 3 foi, adică listat și nu mă găsește pe mine. Și după care, adică îl găsea și îi spunea pe masă, să zicem, 50 sau 100 de dolari și e ca semnați aici că ați primit. La început, adică erau care mai făceau gălăgie, erau care primeau banii, care aveau sume mari. Erau, adică, mai agresivi, adică cât doriți voi, adică cât e, 100 de dolari? Câți ani urmează ca să ne întoarcem? Spunea, cred că ne-i dator 1 milion, dar tu ne-ai dus 100 de lei, ce e asta, nu? Da. Și cum mai departe lucrează cu lista asta? E ca la toți în parte egal, dacă a rămas careva sumă, adică îi dai lui acelui care are cea mai mică datorie. De ce? Fiindcă adică lui nu mai dai, adică, să zicem, 100 de lei, dar îi dai 500 de lei. Cam e repede să-l scoți din listă.
Și când vezi așa, adică cu timpul lista asta începe să micșoreze. Și începe a primi plăcere de la faptul că lista ta de oameni datornici se micșorează. Adică cel mai greu că tare este de trecut bariera asta, personal am testat-o, de știind că ești în datorie față de cineva și să suni, ca să suni sau să mergi să-i spune ea că eu am să întorc datoria. De asta consider că dacă ar fi altcineva în locul tău, ar fi mai bine. Chiar am avut o idee după acest training de a organiza o companie eliberare de datorii și credite. Am avut așa idee în luna martie, când am conspectat acest training, în jur de 60 de poi, l-am conspectat, l-am tradus din rus, l-am tradus în română, training-ul cu plată. Și m-am gândit cum sunt la noi foarte multe companii și au și filiale prin toată țara, dau datorii, dau credite cu buletinul sau sub formă de gaj, că așa se fac eu o companie de eliberare de datorii. Adică să-mi creez o echipă care persoana se adresează la noi, se adresează că este datoare. Adică echipa mea să suni la cei oameni datori, să le promit ca să întoarcă datoria, de a ajuta persoana asta psihologic și să fie instruită financiar, adică cum să întoarcă datoria, prin ce modalitate, fiindcă totul depinde de cunoștință, adică nu depinde de ceea ce avem noi împrejur, adică tot depinde de cunoștință. Cum a ajuns acest persoane milionar, miliardar? Adică datorită la cunoștință. Dacă adui cunoștință, asta este putere. Și cred că în viitor o să creez așa companie. Încă gândesc, adică în ce mod să o fac. Cum a fi, dar exact după practica care au avut-o să-i îngrodă Vlad-o. Puteți vedea, asta este da, în filmul din Amigul. Mulți spun, zici că bine, voi sunteți milionieri, dar ce așa scump e seminarul, 300-500 de euro, apoi n-ați și voi milionari. Știți, este așa că Poate la început trebuie adică să fie ceva, până e apropii. Suma, adică care se spune, adică pentru training, asta e tot e muncă, adică cineva de cât a stat zi și noapte și a creat acel material, s-au trecut această experiență. Mai mult iubesc, adică prin experiența, adică personală, adică prin experiența de viață, adică când trec prin multe, adică groche, adică când dau de multe ori, adică iubesc mai mult, adică, hai să zicem, acest training costă 100 de euro. Dar asta e experiența de 10 ani a lui Steinmut Davlatov, care în 13 ani afacerea a dat faliment, care 174 de persoane, adică zi și noapte, l-au deranjat, l-au sunat și el a creat această metodă, ea ca cum este corect. Pentru că omul achitând 100 de euro, economisește 10 ani din viața sa. Dar mulți, adică, sunt deprinși, adică, hai eu prin experiența mea, știa că 10 ani din viață, adică, să trec. Cel mai ușor, adică cel mai înțelept, ar fi când înveți pe greșelile altora. Dacă cineva a trecut drumul ăsta, a călcat toate grebe și a văzut că faci așa, nu-i corect. Ia că dacă faci așa, e corect. De ce iarăși din nou streci acest drum? Cel mai bine, adică să achiți, nici nu este comparabil, adică doar achiți și primești aceste cunoștințe, experiență. Este mai valoros decât a cheltui 5 sau 10 ani din viață. Că doar avem în viață, avem automobil, noi am achitat pentru ei. Avem pantofi, noi am achitat pentru ei. Avem careva costum, noi am achitat pentru ei, pentru el. Adică tot ce avem, noi am achitat.
Cunoștințe ce tot și costă. Vorbim cu cântăreață, care la noi a scris imnul păcii, Partidului Pace. Și zic, ce așa scump, ce așa scump doriți, iată, de exemplu, 300 de euro și asta. Zice, Valentin, dar știi cât face asta, câtă muncă am depus, cât asta, cât vări, în consumație, în instrumente, în microfoane, muzică, autor, plătit. Cineva se gândește, eu a venit, o cântat, un cântec și 100 de euro a luat. Eu ce-i scump? Da, asta e timp din viață. Nu știu dacă v-ați calculat, eu ne-am calculat personal, cum se calculează cât costă ora de viață, adică să adună venitul pe o lună întreagă și se împărțește la 720 de ore. Adică 720 de ore avem în lună. Adică 31 dacă mulțim la 24, 720. Și când noi împarți, adică suma aceasta de suma venitului, zicem 5.000 sau 10.000 de lei, când împarți la 720, îți dă cât costă ora ta de viață. Și iată, de exemplu, la mine meu o consultație costă 500 de dolari. Dar de ce? Încheie cu o reducere de 50%. Adică